dimineața cu Răzvan și Dani. Bună dimineața, dragilor! Corpul nostru este alcătuit 70% din apă și știm cu toții cât de importantă este hidratarea. Dar la fel de importantă este și calitatea apei pe care o bem. Și tocmai pentru asta, ca să aflăm mai multe, noi am mers direct la specialist. Care sunt impuritățile nocive din apă? În apă se regăsesc tot felul de impurități, de minerale anorganice în primul rând, cupru, magneziu, fosfor, potasiu, calciu, clorul din apă, nitriți, nitrați. Cât de nocive sunt ele pentru organismul uman? Adică cam unde ar putea să conducă dacă consumăm apă plină de impurități? Ați observat lumea la țară, bătrânii de la țară, au început să meargă de la o anumită vârstă foarte aplecați, cu monturi, cu tot felul de probleme la mijloc, datorită apei proaste. Apă care este încărcată cu aceste minerale care le-am reamintit și s-au depus, pentru că ficatul nu poate să proceseze în totalitate aceste minerale. Și atunci surplusul se depune pe intestine, pe vase, pe țesuturi. De ceva ani încoace au apărut aceste purificatoare cu osmoză inversă. Ce sunt ele? Ce este această osmoză? Membrana de osmoză a fost descoperită acum 60 de ani de către americani. Când au zburat în spațiu, aveau nevoie de o purificare a apei, pentru că aveau foarte puțină apă pe cap de cosmonaut și acolo o recirculau, o foloseau și o recirculau. Cum funcționează un astfel de purificator? Câte filtre are? Deci apa intră în primul filtru de 5 microni, care reține grosierile mâlpi, pietri și nisip, în următorul filtru, cel din mijloc, care schimbă gusturile și mirosurile neplăcute ale apei, în al treilea filtru de 1 micron, care reține particule până la o miime de micron, apoi intră în membrana de osmoză, care este sufletul, creierul instalației, da? Se depozitează într-un rezervor. Când se dă drumul la robinetul montat pe chiuvetă, iese apa cu presiune, trece printr-un post-filtru care reține clorul din apă și care îmbunătățește calitățile apei, și un remineralizator. Apa poate fi băută. Dacă totuși, să zicem, nu avem un astfel de purificator acasă și cumpărăm apă din comerț, la ce trebuie să fim atenți la etichete atunci când ne uităm și le comparăm apele între ele? Fiecare producător trebuie să aibă inscripționat pe eticheta sa rezidurile seci din apa respectivă, care nu trebuie să depășească, cum spuneam, ideal ar fi 30. Deci cu cât este mai mic procentul de rezidu sec, cu atât este mai bună apa de băut. Absolut. Mai există și acele filtre sub formă de căni mai mari. Cât de bune sunt ele? Acele filtre sunt filtre, ca o strecurătoare. Pui apa și iese apa. Noi discutăm despre impurități care nu se văd cu ochiul liber, care nu se văd la microscop. Ce poate să facă un filtru? Pe când membrana de osmoză reține până la o miime de micron. O apă obținută prin membrana, prin purificatorul, prin osmoză inversă, trebuie să fie până în maxim 30 de ppm. PPM-ul fiind unitatea de măsură a impurităților care nu se văd cu ochiul liber din apă, măsurate cu un TDS metru. Ce este peste 30 începe să creeze probleme în organism.